Bună ziua și bine v-am găsit la Dicționar de ce medical. Astăzi îl avem alături de noi pe domnul doctor Ioan Bulescu, medic specialist orele și cu competențe în somnologie. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați venit la noi. Domnule doctor, aș vrea astăzi să vorbim despre deviația de sept. Ce este de fapt și de drept deviația de sept? Deviația de sept nazal, vorbim acum de septul nazal, este o modificare anatomică a structurii nasului, de fapt. Septul este o structură formată din os și cartilaj, care separă cele două fose nazale. Deci împarte, cum spunem noi, cavitatea nazală în două fose nazale. Ideal ar trebui să fie septul situat pe centru și cele două fose nazale să fie egale, însă lucrul ăsta se întâmplă foarte rar. Ceea ce înseamnă că cei mai mulți oameni au un grad de deviație de sept nazal. Acum, ele pot să fie de mai multe feluri, de mai multe grade și în funcție de cât de obstructive sunt sau de ce probleme respiratorii pun, atunci pot avea indicație de tratament sau nu. Deviația aceasta se poate produce atât din cartilaj cât și din os, adică poate să fie doar o problemă de aici, din cartilaj, sau să meargă din partea de os care e aproape de... Da, pot să fie deviații complexe, atât osoase cât și cartilaginoase, însă ce e de subliniat este că, în general, deviațiile de sept, sau de cele mai multe ori, deviațiile de sept nu sunt vizibile la exterior. Vorbind de deviația simplă de sept, da, care are doar pune doar probleme de obstrucție nazală, ele nu sunt vizibile la exterior și sunt vizibile doar la un examen ORL. Modificările formei nasului, sigur, pot să fie asociate unei deviații de sept, dar sunt de obicei alte entități. Cum îți dai seama că ai deviație de sept? Spuneți că sunt cazuri în care nu se vede cu ochiul liber, adică nu îți dai seama că nasul e strâmb. Da, așa este. Cei mai mulți au problema asta. Primul simptom sau cel mai frecvent este obstrucția nazală, nasul înfundat, care la început sau uneori poate să fie înfundat doar pe o singură parte, da, pe partea în care septul e deviat, sau poate să fie înfundat în ambele părți, atunci când se asociază, de exemplu, și cu o formă de rinită, da, sau alte forme de obstrucție nazală sau alte cauze de obstrucție nazală. Dar cel mai frecvent este nasul înfundat. Este problema de respirație. Au niște, această deviație de se poate să aibă niște efecte, nu știu, funcționale asupra întregului trag respirator. Nu mai poți să, nu știu, respiri bine sau poate nu poți să respiri bine în somn. Poate să aibă o legătură cu apnea în somn, spre exemplu? Există o legătură între toate sindromele care determină obstrucție nazală și problemele de respirație din timpul somnului. În sensul că aceste probleme, da, nasul înfundat, determină un efort inspirator mai mare, mai crescut și atunci, sigur că pot să apară în timp și problemele de tipul sfărăitului, da, vorbim aici de rezistența căilor respiratorii superioare, sau chiar apnee în somn în unele cazuri. Nefiind un factor neapărat determinant pentru apnea în somn, dar este un factor agravant. Da? Toate problemele de respirație nazală agravează problemele de respirație în timpul somnului. Și cum se pune diagnosticul? Se fac investigații? Se fac RMN? Sau ce facem ca să putem să... Diagnosticul deviației de sept nazal este de obicei simplu. Se pune clinic și sau endoscopic, da? De câte un specialist ORL, care efectiv se uită în fosele nazale, fie cu un specul și o lampă, fie cu un endoscop sau cu ambele, și vede gradul de obstrucție pe care îl determină deviația de sept, ce formă are și dacă mai sunt și alte modificări asociate. Deci diagnosticul e destul de simplu și strict pentru deviația de sept nu este de obicei nevoie de alte investigații suplimentare. Și cum se tratează? Adică se poate trăi fără nicio problemă cu o deviație de sept sau trebuie operată sau ce-i facem? Se poate trăi și foarte mulți oameni trăiesc cu deviații de sept pentru că nu le conștientizează și atunci dacă nu le găsesc niciodată, nici nu se apucă să le caute sau să le trateze. Însă în cazul în care ele devin simptomatice și atunci oamenii vin la medic sau determină alte complicații, atunci este nevoie de tratament. Tratamentul fiind strict chirurgical pentru deviația de sept nazal. Cum se face o astfel de intervenție? Intervențiile sunt
nu foarte ample, adică sunt intervenții de, care au tendința să păstreze cât mai mult din structura septului nazal și de obicei este nevoie de o singură incizie mică într-una din fosele nazale prin care se abordează tot septul. Se intră, de fapt, tehnic vorbind, operația se întâmplă într-un spațiu între mucoasa nazală dintr-o parte și cea din partea opusă, da? Deci doar unde este cartilaj și os, și efectiv partea deviată, da? Creasta septală sau pintenele septal, de acolo se scoate, lăsând restul septului pe loc, cât de mult se poate. Operația se numește septoplastie, așa îi spunem noi modern, în sensul că încercăm să păstrăm cât mai mult din părțile drepte ale septului nazal pe loc. Și dacă exemplu, dacă această deviație este din partea de os, nu din cea de cartilaj, tot așa prin interiorul nasului se intră și se rezolvă? Da, tot așa se face, printr-o singură incizie, noi putem aborda toate părțile septului nazal, că e vorba de cartilaj, os sau de obicei deviațiile se întâmplă la articulațiile, la nivelul articulațiilor dintre sept și cartilaj sau dintre oase dintre cartilaj și os, încerc scuze, sau dintre oasele în sine. Și cum se partea de recuperare la asta? Știți că se toată lumea spune că dacă îți faci rinoplastie, ți se umflă fața, ți se negresc, te învinețești. Cum recuperarea după astfel de septoplastie cum se face? Dacă vorbim de septoplastie și doar de septoplastie, recuperarea este mult mai ușoară, nu este niciun prejudiciu estetic, deci nu se modifică niciun fel forma nasului și nici nu se umflă ochii, nu se învinețesc. Recuperarea durează undeva la 2-3 săptămâni în medie, în sensul în care în perioada asta nasul mai este când înfundat, când desfundat. Este un risc de sângerare, da, după operațiile la nas în general, cam de 10 zile, 10-14 zile. Și mai sunt secreții, cruste, cheaguri, până când nasul își reia funcția și scade inflamația dată de operație. Fiind o zonă bănuiesc foarte bine irigată, fața e mai greu de retras o astfel de inflamație, nu? Se întâmplă, da, uneori, depinde foarte mult și de pacient, dar asta noi dăm o medie de 2-3 săptămâni. Acum mai sunt și alți factori care îngreunează vindecarea, alte, de exemplu la fumători se vindecă mai greu, poate au alte probleme de sănătate și atunci se poate vindeca mai greu, dar în general vindecarea nu este grea după o operație de deviație de sept. Deviația de sept este ceva cu care ne naștem, deci nu apare dintr-un anume motiv la un moment dat în viață. Cele mai multe apar în urma dezvoltării. Nu neapărat de la naștere, dar după aceea masivul facial se mai dezvoltă și se pot dezvolta în timpul ăsta sau post-traumatice. Mai rar, dar există și deviații de sept post-traumatice, după lovituri. Se moștenesc deviațiile de sept? Adică dacă, nu știu, unul dintre părinți are deviație de sept, îl moștenești și tu? E vreo... Există un factor, dar... Semănăm cu părinții noștri, adevărat, nu? Da, semănăm, da. Dar e puțin probabil să fie strict același tip de deviație de sept și la părinți și la copii. Cu persoanele care nu au acele simptome de care îmi spuneați, în sensul că nu realizează că poate nu respiră bine sau așa, adică pot trăi foarte bine cu o astfel de deviație de sept, atâta timp când nu le afectează... Așa este. Dar au o predispoziție mai mare, spre exemplu, pentru rinite de care îmi vorbeați sau pentru alte... Au o predispoziție pentru... Sinuzită sau ce poate să mai apară din... Da, au din păcate o predispoziție pentru tulburările astea inflamatorii ale nasului și sinusurilor din două considerente. În primul rând, pentru că deviația în sine îngreunează până la urmă fluxul de aer către nas și către sinusuri, da? Deci poate sinusurile... Și eliberarea mucozităților, probabil, exact. Nu? În sensul că împiedică și păstrează în interior... Secrețiile care se suprainfectează și apoi pot să determine sinuzite, da? Se întâmplă asta. Sau pentru că există un dezechilibru în nas, un dezechilibru între cele două fose nazale, apoi în timp reacționează și mucoasa din cealaltă fosă nazală, da, crescând în volum și așa apar rinitele cronice agravate de deviația de sept. În astfel de cazuri, intervenția chirurgicală se complică pentru, adică trebuie, nu știu,
mucoasele cumva readuse la o formă naturală odată ce întrebi de viația de sept? Se poate întâmpla asta și în cele mai multe cazuri este necesar, vorbim aici de cornetele nazale, în cele mai multe cazuri este necesar, odată ce operăm o deviație de sept, să intervenim în același timp și asupra cornetelor nazale. Mi-ați mai spus o chestie și vreau să vă întreb, poate o să vi se pară stupidă întrebarea, dar mi-ați spus că această deviație de sept practic se dezvoltă odată cu tine, odată ce crești. Da. Dar toată fața bănuiesc că se dezvoltă cu acea, cumva simetric cu acea deviație. Odată ce o îndrepți, nu se schimbă din fizionomie sau așa? Adică nu... Asta s-ar putea întâmpla. Dacă deviația bănuiesc e foarte pronunțată sau... Nu, s-ar putea întâmpla dacă am operat foarte devreme. Uh-huh. În general, deviațiile de sept se operează undeva după 18-20 de ani, când considerăm că s-a terminat creșterea și dezvoltarea masivului facial. Uh-huh. Altfel, într-adevăr, la copii, și asta e și motivul pentru care nu prea se operează la copii, ar putea influența felul în care se dezvoltă restul feței și scheletul viscerocraniului. Da? Asta ar fi un lucru. Dar după aceea, la adult, nu. În general, operațiile de deviație de sept nu modifică forma nici a nasului, nici a feței. Sunt operații care necesită anestezie generală, bănuiesc, nu? Că nu se poate. Da, se poate face și în anestezie locală. Tehnicile clasice așa au fost descrise, în anestezie locală. Dar pentru confortul tuturor e mult mai bine în anestezie generală. Domnule doctor, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc.